Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din sport. Noua revelație a Superligii nu are loc la FCSB. Baba Al-Hassan a marcat de 6 ori în cele 10 meciuri disputate în acest sezon la Hermannstadt, însă nu l-a convins și pe Gigi Becali. Șefii de la Sibiu speră totuși să obțină minimum 300.000 de euro pe mijlocașul ganez pentru a mai stinge dintre datoriile clubului. Cine mi-l propune, tată, dacă unii au o marfă de vânzare, gata, hop cu ea la Gigi Becali? Voi credeți că eu mă apuc să cumpăr toată Liga 1? Și ăsta cât o costă oare? De la 1 milion de euro în sus, nu? Pe ce post este? Mijlocaș central? Păi nu l-am acolo pe Olaru? Nu mă interesează niciun Al-Hassan. A declarat Gigi Becali pentru Prosport.ro. Personalități ale sportului românesc au fost imortalizate în tablouri la un vernisaj din București. De la Ilie Năstase la Duc Adam, Hagi sau Mircea Lucescu, cu toții s-au regăsit pe pânzele viu colorate. Situația de la actuala echipă națională a fost însă subiectul fierbinte printre invitații de marcă. Finlandezii erau la dispoziția noastră. Lucrurile s-au schimbat, lumea evoluează, fotbalul în mod deosebit. Talentul nostru rămâne. Eram considerați la un moment dat pasării Europei Centrale. Au fost cehii, în perioada urmă ați opus și pe urmă am fost noi. Românii erau considerați că jucători extrem de tehnici în ceea ce privește controlul mingii. Sper că acest lucru a rămas și că pe viitor va fi amplificată. Fanii dinamoviși nu mai au niciun motiv de bucurie. Elevii lui Ovidiu Burcă nu au reușit să se impună într-o partidă amicală împotriva Concordiei Chiajna. Jocurile din Cupa României rămân însă prioritatea numărul 1 pentru albroșii. Avem un ritm, avem intensitate foarte bună și pe total să mulțumim, mai ales că noi ieri am făcut un antrenament de intensitate, astăzi am arătat în multe momente destul de bine. Și cumva să spunem că a fost un antrenament reușit. Anul ăsta obiectivul principal pentru care am venit aici este să formez o echipă competitivă. Cupa rămâne un obiectiv important al clubului și pentru mine și pentru băieți în mod personal. Istoria ne obligă să mergem cât mai departe în fazele finale. O partidă bună, o partidă cu ritm, o partidă cu de toate, cu ocazii de ambele părți. Fiecare și-a dorit să câștige. A fost acea agresivitate pozitivă și la noi și la ei. Pe modelul Gigi Becali la FCSB, Metaloglobus se transformă într-un malaxor de jucători și de antrenori. Eugen Trică nu a rezistat pe banca bucureștenilor mai mult de 2 luni, iar Ovidiu Herea a fost îndepărtat de club, deși a fost marcatorul numărul 1 al echipei. Tu ai avut o problemă cu Ovidiu Herea, se spune că antrenorul... Nu e adevărat. Antrenorul, când, în momentul în care nu are rezultate, pleacă primul. Deci eu mi-am dat demisia. Da, nu am fost demis, cum se vehiculează prin presă. Chiar și pentru mine a fost o surpriză când am auzit că a plecat de acolo și el și fratele lui. Da, are o vârstă, nu știu acum, el știe dacă mai vrea să mai continue să joace fotbal, dar cu siguranță fratele lui mai, da, are 31-32 de ani și cred că el va mai continua. Acum la Ovidiu nu știu, probabil o să se și înceapă cariera de antrenor și îi prevăd un viitor frumos. Eu am avut o relație frumoasă cu ei. Nu am colaborat până acum, nu știu cine e, pentru că nu ne-am intersectat până în momentul de față, nu vreau să pare noi, dar nu știu. Cred că eram foarte util, având în vedere că m-am implicat foarte mult în sensul de a ține jucătorii de bază la echipă. Eu cred că dacă voiau să fiu antrenorul echipei, nu se punea problema. Până la urmă e foarte simplu, nu atât timp cât dacă patronul sau și cu președintele își doresc acest lucru, nu văd unde ar fi fost problema. Este bătălie mare pentru cheia stadionului Arcul de Triumf. Ministerul Sportului a predat administrarea arenei către Complexul Național Lia Manoliu, iar meciurile de rugby vor avea prioritate. Prima echipă de fotbal care va intra pe stadionul Arcul de Triumf este Dinamo. Arcul de Triumf este în administrarea CSN-ului Lia Manoliu. În sfârșit, după un an, s-a rezolvat și birocrația. Rugby are prioritate acolo, o să poată să joace și alții pe acel stadion, fotbal și alte sporturi. Credeți că există vreo șansă ca Dinamo să joace în următoarea etapă, adică o săptămână, 10 zile pe Arcul de Triumf? Eu ce știu, Dinamo va juca foarte, foarte de curând la Arcul de Triumf. Discutăm deja de Dinamo pe Arcul de Triumf de foarte mult timp și sincer n-aș vrea să mai...
ar fi extraordinar pentru suporteri în primul rând. Rapid lasă o impresie de zile mari în sezonul de debut în Liga Campionilor la handbal feminin. Elevele lui Carlos Viver se pregătesc de meciul din Turcia cu Castamonu după ce au bifat o victorie și un egal în grupa B. Trebuie să ne facem noi treaba și să jucăm cât mai bine. Nu trebuie să ne intereseze că echipa din Castamonu nu a reușit până acum nicio performanță. Sperăm să nu reușească nici cu noi. Gustavo, hemos encadenado resultados muy positivos, eso también creo que es bueno. Y el único problema que veo ahí es que Castamonu necesita los puntos muchísimo. Es un equipo que necesita los puntos casi más que nosotros y que le van a meter muchísima intensidad. Entonces creo que el partido va a ser muy difícil por todos esos factores, ¿no? It is a rapid Cinderella Facebook. Good question. I don't know. We will see. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire de luni, să aveți un weekend liniștit!